312 milioane de lei va aloca guvernul pentru instituțiile de învățământ și cercetare. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Anatolie Topală, care a declarat că 290 de milioane de lei vor fi alocate unui număr de 13 instituții de învățământ, iar 23 de milioane de lei vor fi acordate colectivelor de cercetare. Totodată, studenții instituțiilor absorbite vor învăța după aceleași programe de studii și vor plăti taxele stabilite anterior, iar lucrătorii instituțiilor urmează să fie angajați la cele integrate. În total vor fi modernizate 7 universități și 6 colegii pedagogice. Urmează să fie renovate și dotate cu echipamente 52 de laboratoare și centre de cercetare, 67 de sele de curs, 18 centre didactice și de consiliere pentru studenți. Peste 20.000 de studenți și circa 1.500 de cadre didactice vor beneficia de aceste investiții. Admiterea va avea loc începând cu 25 iulie și se va realiza în 13 instituții publice de învățământ din țară. Angajații instituțiilor absorbite vor fi transferați în instituțiile publice absorbante cu respectarea prevederilor de stație în vigoare. Studenții matriculați conform programelor de studii superioare de licență, master și doctorat de la instituțiile de învățământ superior absorbite vor fi transferați în instituțiile de învățământ care fuzionează la aceleași programe de studii, cu aceleași taxe. Ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală, a anunțat că la începutul anului 2023 vor mai fi alocați bani pentru dezvoltarea sistemului de învățământ.